În urmă cu câteva zile, David afirma că este pregătit să facă pasul cel mare și că îl împiedică doar lipsa inelului. Odată ce impedimentul a fost înlăturat, David a făcut un pas înapoi. Ești pregătit să pui acea întrebare? Nu. David nu a considerat că e momentul pentru mai mult curaj. Serios că nu? Nu, în niciun caz. Dacă nu pot. Îl am, mulțumesc mult, acestea sunt pentru tine, dar inelul deocamdată nu. Și se pare că Andra a înțeles mai bine decât doamna Mia situația, conștientă fiind că decizia lui David e doar o chestiune de stare necesară și momentul potrivit. A fost și pe Andra, exact, este și pe micul. Ce a făcut? N-a făcut, zicea că face. Ah. Nu, cererea. Apoi cea mai bună ocazie acum. Vreau să fie filmat momentul, ca să-mi le revăd, pentru că e un moment important, îți dai seama. Ai ocazia? Direct aici, mâine, păi mâine. Odată reluat subiectul inelului, Andra devenea din ce în ce mai curioasă. E mare inelul, Andra. Da, de unde știi că e mare? L-am botestat, că altul mi-a ajungea până aici. Uh-huh. În general a intrat tot, lejer. Deci mare rău. Contează-mă! O să vorbesc, să vină, să fie bun. Aici îl vreau. Dar noi pe dreapta trebuie, Andra. Păi știu. De logodnă pe dreapta și pe aia, da. La căsătorie, la cununie, îl schimbă pe stânga. A, nu pot fata să-l por pe ăsta. O să-l pun direct pe ăsta. Nu, mă trebuie să-l schimb după, dar să-l pun pe dreapta. Trecând peste aceste detalii, petrecerea care a urmat a fost ocazia cea mai liniștitoare pentru amândoi. Sentimentele rămân cele mai importante, iar inelul e doar o chestiune de timp. David și Andra se pierdeau unul în brațele celuilalt, într-o lume numai de ei știută și exprimându-și dorințele așa cum simțeau. Pe melodia asta trebuie să facem ceva odată. Să ținem și ritmul. Tu deasupra, că tu simți ritmul. Domnul știe. Bine, de față nu mă mușca, că mă rămân semn. Între pași de dans și cuvinte de amor, David și Andra își trăiau povestea nestingheriți și liberi să iubească. Îl privești diferit și-mi place. Ești copilul meu frumos. Vreau să facem unul noi doi. Și după câteva luni, dacă avem bani. Nu? E prea de vreme. Când vrei tu? Târziu în noapte, după terminarea petrecerii, Andra încerca să deslușească misterul inelului în compania Mădălinei. Sunt curioasă cum arată inelul ăla, nu vrea să mi-l arate, cu oricum trebuie să-l schimbe. Hai zic, mâine, poate vrea. Nu, fate, las... Păi oricum îl schimbă. Păi ți-l face mai mic, dar nu cred că-ți schimbă modelul. Ei zic să ți-l arate ție. Mie ăsta mi-e puțin larg, nu-i chiar fix. Cum ție? Mie mi-e bun. Na, nu. Cred că la fel ca noi, avem degete la fel. Da, doar că David este de neînduplecat, nu arată inel. Unde e inelul? La mine în sectar. Așa? În pieră și... Nu cred că trebuie să-l vadă, nu? Nu. Nu, păi, nu să nu-l vadă, că strici surpriza. Dar dacă, de exemplu, sunteți la tine în cameră și tu te duci până la baie și deschide sertarul, trebuie să schimbi locul. Nu trebuie să mă întrebați, că v-am răspuns. Fii atent. Următoarea... Loc, da. Nu lăsăm așa. În următoarea pauză de publicitate te duci și schimbi locul, l-ascunzi. Da, du-te, du-te că luăm pauză, haide! Ne întoarcem! Supărare mare în colțul vesel roșu. Andra a plâns în pauză că nu i-a plăcut materialul despre ea. Suntem la această fază a emisiunii, oameni buni, că de ce alții au un material mai frumos. Nu-i așa, Andra? Da, când a avut material urât Mădălina... Nu-i frumos. Îmi pasă ce fac alții, îmi pasă de mine. Păi tocmai îți pasă din moment ce ai... Postura am fost eu pusă.
Pe cine te-a pus? Pentru că se mai uită și altcineva, nu doar persoanele care da, nu le cunosc. Da, eu sunt vinovat. Asta voiam să spun, nu cumva iubitul tău te-a pus într-o postură? Păi, stai da, puțin. El. Ce iubit? Ce postură? Ce e postură? Erau niște discuții între voi. Cu anumite replici pe care nu trebuia erau să le spună. Erau niște discuții mai intime. Se uită și bunica mea la televizor și tata, mai ales, și mama și toți. Ce să facem noi acum? Să-l cenzurăm pe David? Nu, să mai... Da, n-ar fi trebuit să vorbesc, dar m-a luat și Valo un pic, sunt foarte relaxat cu Andra, o iubesc foarte mult și nu știu, vorbesc cu ea, nu am rețineri și onorul de camere. Da, nu e normal, trebuie să fiu mai reținut. Ei, las compași tu. Ai arma secretă, inelul. Colegii, să montezi mai bine material, vă rog, de acum încolo. De acord cu tine. Andra, chestia asta nu este în regulă. Acum nu vă supărați pe noi, dar uite, tu te ocupi cu domeniul bancar. Eu nu îmi permit să dau nimănui din domeniul bancar sfaturi despre cum să facă tranzacțiile bancare. Hai să-și vadă fiecare de treaba lui. Dacă ai o problemă, vorbește cu iubitul tău și spune-i ce n-ai vrea să vadă tata, ce n-ai vrea să vadă bunica. Au fost alte lucruri pe care le-ați spus voi mult mai... pe care nu le-am difuzat, că nu se pot difuza la ora aceasta. Hai să reglăm lucrurile astea din... ce vorbim? Nu dați vina pe colegi că spune David nu știu ce, pe colegii mei. Adică, cred că există o limită în toate, cu toată prietenia, ți-o spun. Nu te transforma în doamna mea doi care dădea sfaturi colegilor mei cum să monteze. Adică, nu crezi că... Nu mai cred nimic și nu mai vreau să spun nimic. Ok. Vrei să pleci? Nu vreau să plec. Bun. Aici până... Hai să mergem mai departe.